Județul Neamț ocupă locul 25 în clasamentul național după cifra de afaceri, iar cele mai importante 15 companii din județ au afaceri care însumează 3 miliarde de lei. Principalul producător național de țevi de oțel fără sudură, TRV Airbag Systems, care produce componente auto, și Chiober, producătorul de lacuri și vopsele, sunt cele mai mari companii din județ, iar antreprenorii susțin că afacerile au viață lungă dacă se bazează pe respect față de angajați. E clar că pentru o afacere echipa contează cel mai mult, adică nu sunt importante activele, știu, clădiri, terenuri, pământuri, ce ai, e mai important echipa cu care poți să le faci. Degeaba ai active dacă le poți pierde foarte ușor. Știți cum e? Ai o clădire. Dacă nu știi să o pui la treabă, clădirea aia o să-ți genereze costuri. Ai impozite, costuri de întreținere. Și asta vreau să subliniez, că oamenii sunt cel mai important capital al unei afaceri. Zona Romanului s-a dovedit a fi atractivă pentru investitori deja, iar numărul acestora ar urma să crească potrivit zvonurilor din ultima perioadă. Pe de altă parte, forța de muncă din zonă nu este calificată pentru meserii bine plătite, iar puținii profesioniști aleg să plece în alte orașe în afara țării pentru a trăi decent.